este 27 aprilie, duminică. Ne aflăm la Frații Vlad pentru a lua primele, primele reacții la cal. Bună ziua! Sunt membru la LUCFR, la Clubul Mesagerul Topoloven. Activăm în cadrul clubului ca, fiind, ca Frații Vlad. Ce să spun, a fost prima etapă cu, după părerea noastră, bunicică. Sperăm că asta nu, acum ce pot să spun, nu se trag concluzii, nu, nu putem să, să spunem nimic concret. Porumbii au venit bine, au venit strânși ca lumea. Ce să vă mai spun? Cum ți s-a părut? Cum a fost? A venit foarte bine porumbii? Au venit bine, nu pot să zic nimic sigur, nu pot să spun nimic concret, au venit bine porumbii. Așteptăm următoarele etape și cu toate că aceasta pentru porumbii tardive a fost o etapă decisivă, mai avem și noi unul pe drum și te sperăm să vină, dacă nu să... Gabi, spune-ne cum a fost primul porumbel venit, la ce oră ai avut primul porumbel venit? Primul porumbel venit l-am avut la 8:59 pe ceas, el a venit de vreo 2 minute, am mai făcut o col. Porumbelul a fost tot acela cu locul 1 viteză la Club Mesagerul. Echipa a făcut-o bine la 8:20 a fost acesta și al doilea de la echipa a fost la 8:23. Au venit cât de cât bine, zicem noi. Sperăm să fie mai bine pe viitor. Gabi, îți mulțumim foarte mult că ne-ai primit ca să luăm primele reacții. Cu mare plăcere. De la prima etapă de concurs. Îmi pare rău că nu este și fratele, nu este acasă. M-ați găsit decât pe mine. Spune-ne ce etapă de concurs ați avut astăzi. Astăzi am avut pogoanele, o etapă de concurs la aproape de mizit. A fost... Ca și kilometri, câți kilometri ai avut? Gabi, îți mulțumim mult pentru că ne-ai primit să-ți acordăm un interviu scurt așa, pentru prima etapă. Îți dorim succes! Cu mare plăcere și pe această cale vreau să urez succes tuturor columbotirilor, atât de la Mesagerul, cât și de la celelalte cluburi. Pe această cale vreau să vă mulțumesc vouă, echipei porumbei.net, pentru această vizită care ne-ați făcut-o și tuturor vizitatorilor site-ului. Și vreau să urez baftă tuturor columbotirilor, atât vouă, cât și celorlalți colegi, ai pus cât și ai noștri. Gabi, îți mulțumim mult de tot, mult succes! Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor, mulțumesc la fel, sănătate multă! Bună ziua, astăzi este 27 aprilie, suntem în crescătoria acasă, la, mai exact la domnul Marie Ștefan, cu primele reacții de la prima etapă de concurs. Unde... Da, vă salut! Ce pot să spun? Din punctul meu de vedere, o etapă reușită. Pentru mine este foarte importantă prima etapă și, ce să zic, datorită condițiilor meteo nefavorabile, încă ne schimbătoare, așa ca să zic, sunt foarte mulțumit. Ce etapă ați avut astăzi? Da, astăzi am avut aproape de Buzău, mai exact pogoanele și... Aproximativ câți kilometri? Aproximativ 140-160 ceva undeva acolo. Ești mulțumit de etapa de astăzi? Da, după cum v-am zis, foarte mulțumit și, cum să zic, am început cu drept. Pentru mine e foarte important prima etapă. La ce oră ai avut primul porumbel? Da, ora este 8:16. Din ce am auzit, la cu bună oră, noi îți mulțumim foarte mult că ne-ai primit aici la tine și sperăm să ne revedem în curând la etape mai lungi. Și eu vă mulțumesc și vă mai aștept cu drag. O zi bună să ai și succes în continuare. Mulțumesc mult la toți columbofiei la fel. Bună ziua, sunt Marin Ștefan, sunt membru la Mesagerul Topoloveni. Mulțumesc site-ului porumbei.net că ați venit la mine și vă mai aștept cu drag.